seara, dragi iubitori de cântec, iată aici la Tradiție și Sănătate TV, așa cum v-am obișnuit, la emisiunea Dor de cântec, avem un invitat deosebit în această seară. Spun deosebit pentru că dumnealui interpretează în special cântece de petrecere, chiar dacă vine din zona Prahova. L-am descoperit la emisiuni de folclor la o altă televiziune pe care o moderez și unde m-a impresionat cu glasul deosebit, un timbru special care are niște armonice deosebite în glas și care m-a cucerit cu glasul, cum am spus, și apoi cunoscându-l și cu omenia și cu caracterul. Deci este un om deosebit. Este vorba despre Marius Măcelaru, pe care îl salut și îi mulțumesc că a venit în această emisiune. Bună seara, vă spun și eu, domnul Chirilă, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Cum de unde dragostea de cântec? Cântați de mult? De mult. Toată lumea cântă de când avea 2 ani, 4 nu, ani, 5 nu, ani. Nu. Eu am început undeva pe la 14 ani. La mine familia, tata mai cânta la cât un chef, așa, la scenă deschisă. Dar avea voce, avea tare. Da, da, cred că pe el moștenesc. Contează mult. Am urmat cursurile Școlii de Artă Populară. Ce profesor ați avut la Ploiești? Doamna Maria Tănase Marin. Eram sigur, tot Maria Tănase Marin, da, care este o profesoară excepțională, o salutăm, și un redactor deosebit la TVR, și care și-a pus pecetea personalității sale artistice asupra tuturor elevilor pe care a avut, niște copii minunați care acum au ajuns nume în folclorul românesc. Și cred că a fost un norocos ca să... Într-adevăr, au fost generații foarte bune de interpreți la Ploiești, la clasa doamnei profesor. Asta când s-a întâmplat? Cu ani în urmă, că acum e foarte ocupată cu emisiunile dumneai. Da, deci eu am început în 94, dacă nu mă înșel, și am terminat școala de arte, după care am mai mers la clasă până la vreo 6 ani, deci cu tot. Deci pentru vocalize și pentru... Vocalize, pregătire vocală, da. Uite, un caz de mergem în spectacole, da, da. Adică a fost o plăcere și să lucrez cu un om ca doamna Maria Tănase Marin. Și acum păstrăm legătura, ne întâlnim la spectacole și ori de câte ori... Da, o salutăm cu Maria Tănase Marin și aș vrea, dragii mei, să vă convingeți de ceea ce v-am spus, susțin cele afirmate și vreau să ascultăm în continuare o melodie, două, trei, nu știu cât o să vrea Manuel, cu Marius Măcelaru. Cine să spun că am plecat sărac la drum? Cu greu am făcut avere să-i dau inimii ce-mi cere. Nu-mi e rușine să spun că am plecat sărac la drum. Cu greu am făcut avere să-i dau inimii ce-mi cere. Dar și sărac și bogat, omenia n-am lăsat, mă. Nu merg cu nasul în vânt, că tot om sunt pe pământ, mă. Dar și sărac și bogat, omenia n-am lăsat, mă. Nu merg cu nasul în vânt, că tot om sunt pe pământ, mă. Thank you.
mi-a fost mai greu, știe bunul Dumnezeu, mă. Nici când n-am pierdut credința și am învins suferința. Uneori mi-a fost mai greu, știe bunul Dumnezeu, mă. Nici când n-am pierdut credința și am învins suferința. Dar și sărac și bogat, omenia n-am lăsat, mă. Nu merg cu nasul în vânt, că tot om sunt pe pământ, mă. Dar și sărac și bogat, omenia n-am lăsat, mă. Nu merg cu nasul în vânt, că tot om sunt pe pământ, mă. Am muncit pentru a mea pâine și țin capul drept în lume. Astăzi am tot ce-mi doresc, Doamne, ție-ți mulțumesc, mă. Am muncit pentru a mea pâine și țin capul drept în lume. Astăzi am tot ce-mi doresc, Doamne, ție-ți mulțumesc, mă. Dar și sărac și bogat, omenia n-am lăsat, mă. Nu merg cu nasul în vânt, că tot om sunt pe pământ, mă. Dar și sărac și bogat, omenia n-am lăsat, mă. Nu merg cu nasul în vânt, că tot om sunt pe pământ, mă. La dai, la dai, la, și am zis da amândoi. Am legat cu bucurie inimile între noi. Azi am fost la cununie, la dai, la dai, la, și am zis da amândoi. Am legat cu bucurie inimile între noi. Te-am ales din mii de stele, ce-i al meu e și al tău. Ești perechea vieții mele și la bine și la rău. Din mii de stele, ce-i al meu e și al tău. Ești perechea vieții mele și la bine și la rău. Îți promit că viața toată, la-la-la-la-la-la, cu nimic nu să-ți greșesc. Și-ți port dragoste curată, ca așa cum să te iubesc. Îți promit că viața toată, la-la-la-la-la-la, cu nimic nu să-ți greșesc. Și-ți port dragoste curată, ca așa cum să te iubesc. Te-am ales din mii de stele, ce-i al meu e și al tău. Ești perechea vieții mele și la bine și la rău. Din mii de stele, ce-i al meu e și al tău.
și mele, și la bine și la rău. Vreau de la tine, la 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 la, sau cât dă Domnul de mult. Și ca să ne fie bine, te ascult și mă ascult. Doi copii vreau de la tine, la 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 la, sau cât dă Domnul de mult. Și ca să ne fie bine, te ascult și mă ascult. Te-am ales din mii de stele, ce-i al meu e și al tău. Ești perechea vieții mele, și la bine și la rău. Te-am ales din mii de stele, ce-i al meu e și al tău. Ești perechea vieții mele, și la bine și la rău. Marius, cred că am convins pe telespectatori cu glasul tău deosebit și cu piesele foarte frumoase, melodioase. Cum reușești să-ți faci repertoriu? Pentru că nu este folclor și atunci nu poți să mergi în culegeri de folclor. Da, deci eu am cântat și cânt și acum folclor, dar am zis să ies puțin din tipar și pentru oamenii care vor să asculte și muzică de petrecere. Și în special la petrecere chiar asta se cere, deci te-ai orientat bine. Da. Am realizat acest album, nu mi-e rușine să spun, la Craiova. Cu ce orchestră? Cu maestru Nicu Droncea. Orchestrație, textele sunt făcute de mine și melodiile de Nicu Droncea. Eu zic că e un album reușit. Sper să fie pe placul la toată lumea. Dar spui, nu mi-e rușine să spun. Păi nu ți-e rușine să spui ce? Sau să nu spui ce? Pot să spun orice, deci nu am nicio reținere. Cât ești un om sincer, un om deosebit. Da, e un titlu chiar ciudat, așa, paradoxal, nu mi-e rușine să spun. Da, foarte... Că lumea e rea, nu? Nu, o piesă de suflet, un text care spune că am plecat de jos fără prea mult ajutor și cred că mă regăsesc în piesa asta, că în afară de susținerea familiei, să spun așa, dar e foarte important, ești de acord. Da, mulțumesc pe această cale părinților și familiei mele. A Domnului Maria, în rest, m-am ridicat singurel. Și vorbesc de festivaluri unde am... Ai fost la festivaluri? Da. Păi, deci eu asta am început cu muzica populară. Acum mai târziu am început și cu muzica de petrecere. Ca să vă spun așa, primul festival... care unde am participat sau unde trebuia să particip, am căzut la preselecție. A fost o dezamăgire pentru că... Închipui că te-ai supărat. Fiind... Nu m-am supărat. Unde a fost ăsta, festivalul ăsta? La Alexandria, pe deal la Teleormanel. Da. Fiind primul festival, n-am știut că pot schimba o piesă. Se cânta o piesă fără acompaniament, doină sau baladă, și o piesă cu orchestră. Și piesa a doua n-a fost pe placul celor din juriu și nu mi-a spus să o schimb. Probabil trebuia să cânte Prahova și ei... Era piesă de Prahova, dar a zis că nu se potrivește la ce se cere acolo și n-au spus să schimb piesa și bineînțeles. Dar după aia... Da, e învățat din asta. Am progresat și am... Așa și... A fost bine pe urmă. A fost foarte bine. Au mai fost și dezamăgiri și din punct de vedere al... Mulți la televizor nu vorbesc de ce se întâmplă și în spatele, în culise. Știți despre ce, da, așa. Da. Nu e cazul să dezvoltăm acum. Dar te-a călit, nu? Astea m-au călit, da? Și chiar discutam cu colegi dacă vreodată copiii mei vor moșteni talentul și vor dori să meargă pe drumul cântecului popular, nu o să-i mai las să mă treacă prin ce am trecut eu. Da, nu, cred că ai greșit. E bine să se călească și la rândul lor. Să se călească, lor, într-adevăr, dar cu mici... Pentru că ei învață să cânte cu orchestre diferite. Orchestra de la Oradea cântă într-un stil, orchestra de la Bacău altfel. Și e bine să meargă și își formează auzul, ritmul, da, să cânte în tonalitate, chiar dacă nu iau premiu. Asta e. Nu, eu am obținut și foarte multe premii. Nu, eu n-am spus că n-ai obținut. Chiar dacă nu obții premiul pe care consider că îl meriți,
Nu trebuie să... Nu renunțăm. Renunți. Dar o să-i îndrum așa cum știu eu, să fie bine. E, să mai ascultăm pe Marius Măcelaru, să vedem cum știe el să fie bine. Soare, lumea sunt socru mare. Mi-a dus noră băiatul de se minunează satul. Azi în curtea mea soare, lumea sunt socru mare. Mi-a dus noră băiatul de se minunează satul. Harnică, dar și frumoasă, mai rar vezi așa mireasă. Ales băiatul bine, că-i descurcăresc ca mine. Harnică, dar și frumoasă, mai rar vezi așa mireasă. Ales băiatul bine, că-i descurcăresc ca mine. De-acum pot sta liniști. Am crescut băiat cu minte și știu că o să dea înainte. Am văzut visul împlinit, de-acum pot sta liniști. Am crescut băiat cu minte și știu că o să dea înainte. Cum am dat eu cu nevasta, că am crudit pe lumea asta. Am plecat de jos în viață, de la ac și fir de ață. Cum am dat eu cu nevasta, că am trudit pe lumea asta. Am plecat de jos în viață, de la ac și fir de ață. Casă până la soare, am muncit, dar rău nu-mi pare. Că băiatul lui o las, că doar pentru el am tras. Păcui casa până la soare, am muncit, dar rău nu-mi pare. Că băiatul lui o las, că doar pentru el am tras. Să-l văd fericit și bine, și-apoi ce-o mai fi cu mine. Dacă mai trăiesc sau pierd, cum vrea Dumnezeu din cer. Dar am sufletul un păcat, că trăi să văd ce-a luat. Și-a luat o nevastă bună și o să-i meargă în viață strună. Mă gândesc, lume dragă lume, că pe moșul moștenesc, lume draga mea. Nu la casă sau averi, lume dragă lume, la cum beau și la muieri, lume draga mea. Moșule, mi-ai lăsat zău, moștenire ce-i mai rău. Fiți arțărâna ușoară, cum este piatra de mor. Moșule, mi-ai lăsat zău, moștenire ce-i mai rău. Fiți-ară țărâna ușoară, cum este piatra de moară. Eu beau rachin și vin roșu, lume dragă lume, tot cum a băut și moșul, lume draga mea. Pe muier și băutură, lume draga lume, aș da tot din bătătură, lume.
draga mea. Moșule, mi-ai lăsat zău moștenire cei mai rău. Fiți arțărâna ușoară cum este piatra de moară. Moșule, mi-ai lăsat zău moștenire cei mai rău. Fiți arțărâna ușoară cum este piatra de moară. Țovară, lume dragă, lume, eu i-am băut într-o seară, lume draga mea. I-am dat pe vin și răchie, lume dragă, lume, și pe o gură de mărie, lume draga mea. Moșule, mi-ai lăsat zău moștenire cei mai rău. Fiți arțărâna ușoară cum este piatra de moară. Moșule, mi-ai lăsat zău moștenire cei mai rău. Fiți arățărâna ușoară cum este piatra de moară. Marius, am înțeles că tu de fapt ai altă meserie. Da. Ce meserie ai tu? Din totdeauna mi-am dorit de copil, mi-au plăcut mașinile. Și câte mașini ai? Mașini n-am, am. Păi ai sau n-ai, frate? Am. În general mașinile mari. Vorbim de camioane, vorbim de tiruri. Jeepuri. Da, când eram mic, mi-a spus tatălui meu, zic, vreau să mă fac șofer de tir. Și spunea, mă, e o meserie, e nu meserie contează. Grea, da, da. Și într-un final, la șoferia de tir am ajuns, am colindat toată lumea, Europa, ceva din Asia, așa am văzut. E frumos. Foarte frumos. Și pe gratis. Da. Deci da, e o satisfacție. Și am îmbinat tirul cu muzica. Adică mergi kilometri și când, nu? Și când și vin acasă și particip la anunți, la spectacole, în măsura timpului. Dar ești propriul tău stăpân sau ești angajat la cineva? Angajat. La un transportator. Da, da, da. Și merge treaba? Se învârte roata sau nu se învârte? Foarte bine. Da? Foarte bine, da. Că de câte ori am vrut să vin Marius Măcelor la emisiune, e plecat nu știu unde, e plecat nu știu cum. Băi, frate, dar eu când îl mai pup pomul ăsta să vin? Așa spune și soția mea, acasă când mai stai. Vin de la servici, plec la nuntă, vin de la nuntă, plec la... Acum că te-ai tânăr, e bine să, da, da, să meargă roata cât mai să mult meargă, să învârtă, că pe urmă o să vină o vârstă așa cum e vârsta mea, 40 de ani, când o să trebuie să mai stai pe la casele tale, să te mai odihnești. Să ne odihnim, da. Ăsta e primul album pe care... Ăsta este primul album, da. Am piese imprimate cu orchestră, cu orchestră radio. Păi alea sunt alte materiale. Sunt alte materiale, da. Nu le-am... Și vrei să scoți un alt CD cu ele, nu? Sau nu? Mai am în lucru piese care vreau să le duc la radio, dar încă nu le-am imprimat. Cu Andrean Vigoraș, presupun, ca dirijor. Acum, nu știu, să vedem cu cine o să imprim, dar piesele care le-am imprimate cu orchestra radio, cu maestru Olmazu, Marius Olmazu, Paraschiv Oprea. În orice caz, dacă mergi și imprimi la Marin radio, Ghiocel. Așa, nu știu, poate că nu e bine să comentăm lucrul ăsta, dar am pățit-o eu și aș vrea să-ți împărtășesc din experiența mea. Deci dacă faci aceste piese și vrei să le pui pe același CD, vorbește la studio să ți le egalizeze, adică întotdeauna dacă ai cântat azi o piesă, mâine cânti aceeași piesă, se vede diferența. Dar minte cu ani în urmă, deci trebuie să ți egalizeze, să pară că-s de pe același album, că altfel sunt... Probabil că cele vechi o să le refac, să aibă aceeași... Da, nu știu, depinde... Sună foarte bine, sună foarte bine. Păi știu că sună foarte ca bine. Ca să le pot pune pe un album, da, să fie, să pară că sunt egalizate. Da. E mare lucru că tu colaborezi cu orchestra radio, că nu toată lumea colaborează. Adică e greu să cânți cu orchestra radio. Dar sunt profesioniști și iar eu. Da, adevărat. Mă bucur pentru tine. Și ai fost la comisie cu aceste piese? Încă nu am. Pregătesc materialul după care... Și mai am și un volum de petrecere în lucru. Sper până în decembrie să iasă... Ei, și ăla, cred că tot cu Adrean Griguraș, că ei orchestrează foarte bine cântecele de petrecere. Da. Orchestrează foarte bine. Păi ele la cântece, frate, păi când ai timp să compui atâtea? Păi ce fac pe drum când merg? Pregătesc material. În serios acum. Da. Că sunt foarte multe piese.
Și ți-a timp să... Și timp și... Și textele? Cu ajutor. Că ai mâna pe volan, cum poți să și faci textul? Că n-ai cum. Mă mai ajută cineva. Am pe cineva la Târgu Jiu, și aici la București am pe cineva, și la Ploiești, și... Da, e important să fie texte cu minți frumoase, adică da, nu cu un limbaj vulgar sau... Nu. Că unii cântă acum numai cu dușmani și cu... Mi se pare lipsit de... Mai arunce pe acolo câte un dușman, dar nu în toate cântecele, da. Nu... Dacă asta cere publicul... Și ce ai, hore, sârbe? Da, hore și sârbe. În general... Că merg la evenimente, presupun. Da, da. Am fost la un eveniment ăsta aici, la Târgu de Pâine, la București. O mare artistă a fost înaintea mea, nu zic numele. Și m-a surprins că la experiența dumnei ei să înceapă și a cântat 3 doine la rând. Adică lumea aștepta să-ți opăie, frate. Da. Era mustul acolo, era o grătare. Tu cânti 2 doine, 3 doine la rând. De jumătate de oră așa s-a dus. Până au strigat ăia și a băgat o geampara. Nu se poate. Eu zic că nu trebuie să uităm nici doinele și... Bineînțeles, dar te orientez, că asta a vrut să întreb, da. Că tu ai experiență, eu nu am experiență de, nu de evenimente. Nu mergeți la... Așa nu prea merg. Și trebuie să știi când și cum. Dacă am fost chemat, a trebuit să onorez. Da, trebuie să știi să te orientezi și să faci ce trebuie acolo, dacă mergi și tot așa când ce nu trebuie... Așa te cunoaște omul, la anunți, la televizor... Pe casete, pe CD. Consider că televiziunea are un impact mare. Extraordinar de mare. Cel mai mare. De aici ne alege. Am fost surprins că și ne sortează producătoarea cu care lucrez la alt post, la care prezint. Tu n-ai venit, dar prezintă-l pe Marius Măcel. Prezintă, bă, frate, fiecare emisiune, dar omul ăsta nu mai stă pe acasă în fiecare emisiune. Și că lasă că știe el ce trebuie să facă, așa trebuie să procedeze. Și da, eu dacă nu ajung din cauza programului foarte încărcat, știam, dar mă zbat să... N-ai ce să faci, că acolo e... Trebuie să fie și partea... Leafa, păpica, știi, noi cântăm, zburdăm, dar trebuie să și ducem acasă ceva. Adevărat. Și să te mai ascultăm, că vreau să ne veselim, dragi telespectatori. Marius Măcelar. Nu poți să știi, lele, mâine ce o mai veni. Hai, hai, munce și adun cât poți și ajungi tot unde ajung toți. Omule, nu poți să știi, lele, mâine ce o mai veni. Și adun cât poți și ajungi tot unde ajung toți. De aceea, omule, pune viața ta pe primul loc. Fă zilele cât mai bune, petrecesc că n-o fi foc. De aceea, omule, pune viața ta pe primul loc. Fă zilele cât mai bune, petrecesc că n-o fi foc. Viața-i viață și e dată, lele, s-o trăiești numai odată. Hai, hai, cu toți banii să plătești, două vieți n-ai să trăiești. Viața-i viață și e dată, lele, s-o trăiești numai odată. Cu toți banii să plătești, două vieți n-ai să trăiești. De aceea, omule, pune viața ta pe primul loc. Fă zilele cât mai bune, petrecesc că n-o fi foc.
De aceea omule pune viața ta pe primul loc. Fă zilele cât mai bune, petrecesc că n-o fi foc. Trei case în bătătură, lele, dar mănânci tot cu o gură. Hai, hai, când vezi că e slabața, te-ntrebi ce-ai făcut cu viața. Faci trei case în bătătură, lele, dar mănânci tot cu o gură. Slabața te-ntrebi ce-ai făcut cu viața. De aceea omule pune viața ta pe primul loc. Fă zilele cât mai bune, petrecesc că n-o fi foc. De aceea omule pune viața ta pe primul loc. Fă zilele cât mai bune, petrecesc că n-o fi foc. Doamne, nu știu ce să fac, că mândrele mult îmi plac și mă uit că îmbătrânesc, dar tot nu mă potolesc. Doamne, nu știu ce să fac, că mândrele mult îmi plac și mă uit că îmbătrânesc, dar tot nu mă potolesc. Am ce face, ăsta sunt, iubăresc cu părcărul. A naibii de inimă, a rămas o tânără. N-am ce face, ăsta sunt, iubăresc cu părcărul. A naibii de inimă, care a rămas tot tânără. Pe lângă mândre când trec, nu pot ochii să-mi aplec. Drept în ochii lor privesc și le spun că le iubesc. Pe lângă mândre când trec, nu pot ochii să-mi aplec. Drept în ochii lor privesc și le spun că le iubesc. Am ce face, ăsta sunt, iubăresc cu părcărul. A naibii de inimă, a rămas o tânără. N-am ce face, ăsta sunt, iubăresc cu părcărul. A naibii de inimă, care a rămas tot tânără. Pe mândre mâna când pun, eu la toate așa le spun. Nu-ți bătrân și nu te teme, dar m-am născut mai devreme. Pe mândre mâna când pun, eu la toate așa le spun. Nu-ți bătrân și nu te teme, dar m-am născut mai devreme. Am ce face, ăsta sunt, iubăresc cu părcărul. A naibii de inimă, a rămas o tânără. N-am ce face, ăsta sunt, iubăresc cu părcărul. A naibii de inimă, Marius, tu ai colaborat cu mulți lăutari, cu multe orchestre. Cu ce orchestre mai cunoscute ai cântat? Sau cu care te-ai simțit mai bine? Orchestrele mari sunt, cum să spun, adevărați profesioniști și te simți bine. Am cântat la Pitești cu Doina Argeșului. Bună orchestră. Flacăra Prahovei, probabil. Maria Tănase, Doina Gorjului, Flacăra Prahovei, Chindia la... Târgoviște. Nu, nu. Chindia la Ploiești.
Din păcate, nu știu dacă mai... Până era la Târgoviște, Chindia, la Ploiești? Nu. Chindia era la ansamblul Chindia. Altul. La Casa Sindicatelor, la Ploiești. La Ploiești. Nu știu dacă în momentul de față mai activează, deci mai funcționează. Am înțeles. Ansamblul. Am cântat când mergeam prin festivaluri, nu știu dacă mi-a scăpat vreo orchestră. E important. Plaiurile Deltei de la Tulcea. Baladele Deltei acum. Dar erau plaiurile Deltei. Așa era. Eu așa rețin. Uh-huh. Am cântat la Măcin, la Grigore Chiazim, la festival. Dar ești de acord că dacă există totdeauna o antipatie, o simpatie, știi, spontan așa, bă, îmi place de la, nu îmi place figura lui, chiar dacă poate nu cum se cade, până te convin ce fel de om e, dar dacă lăutare vor să ți-o facă, ți-o fac, este? Da, adevărat. Dacă îți dă o tonalitate de aia, de te, acum dacă te descurci, bine, dacă nu te descurci, ce faci? Sau un ritm aiurea faci? N-am pățit, ce să spun, eu nu sunt un om rău, dușmanos sau să, n-am probleme, suntem prieteni, eu sunt prieten cu toată lumea. Și a, nu, și la fel, așa, dar, o fac de multe ori așa, să nu, fac o glumă, știi? Nasul pe sus, întâmplă. Că eu sunt, am apărut la televizor sau nu, la mine, păi nici nu, și nu trebuie, general, nici suntem, nu adică așa sunt, așa e firea mea. Și n-am avut probleme să... Ce consideri, Marius Măcelaru, ce importanță are caracterul în a defini cariera unui artist adevărat? Nu ai caracter, nu poți să... Pentru că am observat tot felul de oameni, tot felul de, eu știu, nici nu pot să le spun, gesturi și fapte care cam contravin așa bunului simț. Mulți urmăresc partea financiară și dacă nu a, bine. Le iese treaba asta, dar dacă nu ai caracter, nu îți poți crea. Mă refer la relațiile interumane, nu neapărat la bani, la relații între soliști. Sunt importante prietenia și colaborarea? Sunt foarte importante. Crezi că e sinceritate între noi sau nu? Te-ai lovit de... Ai că zâmbești. Da, nu vreau să... Nu vreau să pară... Da, nu, că nu dăm nume, și... Doamne ferește. Da. Dușmania... Ce să zic? Că tot să fie cât mai sus. Tot mai sus, dar nu cu răutate și cu... Așa nu reușești. Tot cu omenie, așa este? Tot cu omenie, pentru că... Ei, asta m-a atras pe mine la tine, în afară de glas. Faptul că ești un om, într-adevăr, de calitate. Și Toni Maldar chiar e impresionată de felul tău de a fi. Da, eu și totdeauna, dacă nu m-a zăpăcit cu Marius Măcelaru, Marius Măcelaru. Și am ascultat mai atent ce cânti și, într-adevăr, m-a impresionat timbru. Și cânti curat. Și cânti, așa, pui melismele alea cât trebuie, cum trebuie. Așa, curat, foarte frumos. Mulțumesc. Păi asta e muncă, că numai voce fără muncă nu se poate. Nu se poate. Și în perspectivă de aceste albume le ai, înseamnă că mai faci vreo 30 de piese. Da, aproape de 30 de piese. Și ăsta cât are, câte piese are? 14. 14. Da. Deja l-ai lansat? L-ai... Da, este lansat din luna lui august. Și unde l-ai lansat? Că eu n-am văzut. Am mers la... Nu i-am făcut o lansare, un spectacol în sine, am mers la, l-am prezentat la posturile, alte posturi de televiziune. Păi ar putea să încerci să lansezi la Ploiești cu Flacăra Prahovei sau... De ce? Dacă ai colaborat cu ei? Și acum colaborez, dar din cauza timpului nu pot merge în permanență și nu m-am încurcat cu niciun ansamblu. Am colaborat în tinerețe cu ansamblul Marama, cu maestrul Leonida Brezeanu. Așa, dar din cauza serviciului... Ești un om punctual? Așa ar trebui să fiu. Adică de cuvânt și de cuvânt? Da. Nu vreau să promit, ca să nu... Așa, dar în măsura în care pot, sunt punctual. Dom'le, Marius Măcelaru, un om serios, un om care cântă frumos. Veți mai auzi de el, dragi telespectatori, pentru că încet, încet, sigur va sui pe treptele afirmării. Este cunoscut, sigur că da, dar mai mult până la vedetă. Oh. Ești sigur de asta, nu? Ești de acord cu mine? De acord. Suntem și mulți cei care cântăm. Păi, ce să văd mai întâi? Pe care să văd? Se triază, la un moment dat. Se triază, dar dacă faci pas cu pas și nu și sare etapele, să știi că vei reuși. Și eu sunt sigur de asta și îți doresc lucrul ăsta. Dragii mei,
toate cele bune până la emisiunea viitoare. Vă las în compania lui Marius Măcelaru, pe care îl rog, la sfârșit de emisiune, să adreseze câteva cuvinte pentru dumneavoastră, cei de acolo din depărtare și nu numai, și din țară, care ne urmăriți. Mă bucur că am fost alături de dumneavoastră. Salut telespectatorii și să ne revedem cât mai curând. Da, și eventual aranjează tot un turneu ceva și noi toți vom merge cu tine cu tirul și vom cânta prin toată Europa. Ne promiți asta, nu? Da. Până la revederea viitoare, să-l ascultăm pe Marius Măcelaru. Eu vă las în compania cântecelor lui și până atunci vă doresc toate cele bune. La revedere! Doamne, ce-mi place viața, ține-mă mereu așa. Cu prietenii la șpriț, nu-mi da apă găsuiți. Doamne, ce-mi place viața, ține-mă mereu așa. Cu prietenii la șpriț, nu-mi da apă găsuiți. Să grea pe paharele, să se ducă relele. Pulcică facem plinul, nu lăsăm nebăut vinul. Să grea pe paharele, să se ducă relele. Pulcică facem plinul, nu lăsăm nebăut vinul. Paharul cu cana, să golim damigeana. Ca-și-a beau prietenii în vizorile de zi. Cu paharul cu cana, să golim damigeana. Ca-și-a beau prietenii în vizorile de zi. Să grea pe paharele, să se ducă relele. Pulcică facem plinul, nu lăsăm nebăut vinul. Să grea pe paharele, să se ducă relele. Pulcică facem plinul, nu lăsăm nebăut vinul. Când ne țin picioarele, să golim ulcelele. Când se face dimineață, să ne bucurăm de viață. Când ne țin picioarele, să golim ulcelele. Când se face dimineață, să ne bucurăm de viață. Să grea pe paharele, să se ducă relele. Pulcică facem plinul, nu lăsăm nebăut vinul. Să grea pe paharele, să se ducă relele. Pulcică facem plinul, nu lăsăm nebăut vinul. De-acum iau ce mai frumos din ei. Viața trece ca un fum și o să ajung la anii grei. De-aia în lume mă petrec și iubesc tot ce frumos. Măcar anii dacă-mi trec să-mi treacă cu folos. Tânăr sunt, viața-mi trăiesc, mănânc, dau și chefuiesc. Nu am frică de păcate, tot ce prind iubesc. Tinerețea-mi dă ce vreau și iau cât mai pot să iau. Și vreau inimioarei mele ce-mi cere să-i dau. Cioroțin și mâna în sână-i bag. Ea din oală îndă vin și mă sărută cu drag. Așa viață zic și eu, să trăiesc, să nu mai mori.
De ce nu dă Dumnezeu să mă nasc de 10 ori? Tânăr sunt, viața-mi trăiesc, mănânc, dau și chefuiesc. Nu am frică de păcate, tot ce prind iubesc. Tinerețea-mi dă ce vreau și iau cât mai pot să iau. Și vreau inimioarei mele ce-mi cere să-i dau. Ce iubesc, dar când o să ajung bătrân, zâmbind o să-mi amintesc că am fost un pui de drag și-am păcat de lume, vai. Și câte o să mai fac, chiar de noi ajunge în rai. Tânăr sunt, viața-mi trăiesc, mănânc, dau și chefuiesc. Nu am frică de păcate, tot ce prind iubesc. Tinerețea-mi dă ce vreau și iau cât mai pot să iau. Și vreau inimioarei mele ce-mi cere să-i dau.